Într-o zi, la consiliere a venit o mămică. Fica ei de 14 ani era destul de bună la școală, dar bănuia la mamei era că nu va face față examenului de capacitate, că nu-și dădea interesul suficient. Și am întrebat-o pe mamă direct, care credeți că e problema aici? Iar mama mi-a răspuns imediat, fără nicio ezitare, fata mea nu are încredere în ea. Noi ca părinți știm, intuim, simțim când copiii noștri n-au încredere în ei și când asta le poate fi o frână în viață dar tot noi, părinții, îi și putem ajuta. Copilăria și adolescența sunt ferestre de oportunitate, sunt momente în care putem interveni eficient, să-i ajutăm cât putem de mult. Și faptul că ești aici, alături de mine, înseamnă că vrei să faci asta și că și pentru tine încrederea copilului tău în el, în forțele proprii, în curajul lui, contează. Mă numesc Ina Ilie, sunt psihopedagog și vreau să te ajut să-i oferi încredere copilului tău. Definiția pe care eu am dat-o încrederii este curajul de a fi tu, de a fi ok cu cine ești. Încrederea e dincolo de a crede în tine doar. Este mai mult legată de conceptul de curaj, de a avea puterea și curajul de a trece prin greutăți și așa să devii mai puternic. Mulți copii, mai ales la vârsta adolescenței, dau înapoi din lipsă de încredere, nu-și arată adevărata valoare. De ce? Din lipsă de putere interioară sau din lipsa de curaj de a spune ce știu, de a face ce vor, de a se arăta așa cum sunt. Există două moduri prin care putem să ne ajutăm copilul să fie mai încrezător. 1. Să încetăm să-l mai descurajăm, adică să nu-i mai retezăm din curaj, și sunt multe moduri prin care putem face asta. Și 2. Să începem să-l ajutăm să-și crească puterile, să devină mai curajos și implicit mai încrezător de la o zi la alta. Am pregătit un curs întreg despre cum să creștem încrederea copilului. Ce veți găsi în el? Cursul cuprinde 5 capitole. În primul capitol explorăm împreună, prin exerciții și exemple, modurile prin care obișnuim uneori să ne descurajăm copiii și cum putem să ne oprim din a face asta. În capitolul 2 cercetăm modurile prin care putem crește puterea interioară a copilului, cum putem să-i sporim încrederea în forțele proprii. În cel de-al treilea capitol, vedem cum poate spori încrederea cu ajutorul corpului, prin modul în care ne mișcăm, cum vorbim, prin mimică și prin gesturi. Pentru că se poate și este extrem de eficient. În al patrulea capitol, trec în revistă cinci situații des întâlnite în care copiii, adolescenții, se arată a fi neîncrezători. Și cum putem aborda noi aceste situații? Iar la final, pun la dispoziție un plan zilnic, rapid de acțiune, prin care ne putem sprijini copilul să aibă mai multă încredere în el de la o zi la alta. Până la finalul cursului, copilul tău va învăța să-și asume sarcini dificile și să nu se dea la o parte din fața provocărilor de zi cu zi. Se va descurca mai bine la examene, la teme și va interacționa mult mai bine cu ceilalți copii. Își va dori să crească, să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele totul de la sine, fără să mai fie nevoie să l împingem tot timpul de la spate. Îți ofer acum cursul de încredere pentru copii la un preț special și nu uita, primești acces la el pe viață. Vei putea să folosești oricând informațiile și metodele pe care ți le-am pregătit. Iar dacă din orice motive vei considera că acest curs nu este potrivit pentru tine, îți primești banii înapoi. Ai 30 de zile perioadă de garanție necondiționată. Am investit multe resurse și multă pasiune în acest curs, de aceea sunt sigură că are tot ce este necesar pentru a pune bazele unor mari reușite și unor mari împliniri în viața copilului tău. Ne vedem la curs. Te aștept cu mare drag.